venit uh, alături de noi. Eu sunt Manuela Pătrescu. În seara, asta avem alături de noi pe dom Roxana Stânley. Bine, ai venit, și mulțumim că ai acceptat invitația noastră de a fi cu noi. Bine v-am găsit. Mulțumesc mult uh, pentru invitație! E Al doilea an când uh, mă bucur să fiu alături de, de voi. Și să discutăm așa un pic despre cum construim echipele și nu numai. Um, și mă bucur încă o dată că, că sunt aici Sper să fie o sesiune de folos uh, Pentru orice întrebare, orice curiozitate uh, Puteți să scrieți oricând în chat Și o să avem la final și uh, un timp alocat special pentru asta uh, there, There's no stupid question Puteți să mă întrebați orice Îmi cer scuze în prealabil pentru o romgleză uh, Care o să, uh, o să mai apară din când în când unii termeni nu pot fi traduși atât de at în limba română și atunci mi-e mai ușor să, să folosesc limba engleză. Uh, bun. Sper să cum spunea, să vă fie de folos, să ieșiți cu niște lucruri practice și atunci când, să poate deja unii dintre voi au fost puși în fața situației de a construi echipe și ceilalți când o să fiți puși în situația asta, să vă folosiți de câteva instrumente pe care le vom discuta astăzi. Ok, păi atunci uh, o să fac share screen și să-mi spuneți, uh, vă rog, când se vede prezentarea. Se la... la... okay. ok. Câteva cuvinte despre mine înainte să începem. Uh, sunt Roxana Stăneiu. Uh, în prezent uh, lucrez la o companie din sfera software development în IT. Aici am început și am purtat mai multe pălării, să spun așa. Am început inițial ca manager de proiect, pentru că background-ul meu era în project management. Am o experiență de, de peste șase ani în sfera managementului de proiect și în account management, dar mai apoi am crescut natural într-un rol de key account manager și întreținând relația cu, cu clientul. Am avut așa o mică incursiune de un an și jumătate în zona de People and Culture și a fost people director responsabilă de tot ce înseamnă departamentul de cultură organizațională, learning and development employer branding am pus bazele acestui departament la noi în organizație dar mai apoi, după cum știți lucrurile se schimbă, m-am întors la rădăcini, să spun așa și um, acum în prezent sunt head of growth în cadrul organizației, practic mă focusez foarte mult pe business development și pe uh, construirea portofoliului nostru de parteneri Um, am, am câteva experiențe și în, și în mediul, să spun așa, vasi public. Pentru o perioadă de timp am lucrat la uh, ONU, la Organizația Internațională pentru Migrație, și am pochetat și cu, cu sfera relațiilor internaționale pe vremea când voiam să fiu ambasador. Da, asta a fost acum, acum mai mult timp. Anul ăsta sunt fericită că am absolvit cu succes și doctoratul. Sunt doctor în neuroștiință și management în cadrul SNSP în București și a fost o călătorie foarte mișto de trei ani în care mi-am pus așa în, în cuvinte și am avut șansa să cercetez cum funcționează creierul nostru, ce se întâmplă acolo atunci când ne supărăm, când ne trigăruiește ce cineva din echipă. Ce facem, ce nu facem și am scris o lucrare despre neuroleadership, cum se integrează neuroștiința în leadership, astfel încât să fim lideri mai buni, mai pregătiți pentru problemele cu care ne, ne confruntăm în, în viața de zi cu zi și cum putem să îmbrățișăm schimbarea. Deci, despre asta vorbim, vorbim mai multe, vorbim mai multe puțin mai încolo. Și sunt și coach în timpul liber am sesiuni de coaching, îmi place foarte mult domeniul, îmi doresc să-l să aprofundez și uh, trainer la Colors in Project. La fel, traininguri pe diferite subiecte, cum ar fi project management, leadership și așa mai departe. Uh, cam atâta despre mine, o să vă las la final și contactul meu, puteți să-mi scrieți oricând aveți întrebări, uh, oricând, nu știu, poate aveți provocări, nelămuriri, cu mare drag uh, ținem legătura. Bun, și zic să, să începem. Uh, Construirea echipelor. Înainte de, de a intra așa în uh, lucruri practice, uh, vream să discutăm puțin despre cam ce fel de echipe putem să avem atunci când lucrăm da, cu, cu un oameni. Evident, o echipă este un grup de oameni care lucrează împreună, dar e mai mult decât atât. Avem echipe omogene în care membrii echipei au aceleași valori și trăsături comune, în care lucrurile pare că se leagă, și de obicei echipele omogene lucrează foarte bine împreună pentru că. Nu există diferența de valori care poate să genereze conflicte. Au o cu un grad de coeziune ridicat uh, și uh, toată literatura spune că echipele care sunt omogene și care împărtășesc aceleași valori au și un grad de productivitate mai ridicat, adică și ating obiectivele mult mai ușor. E și fain să lucrezi într-o echipă de genul ăsta pentru că lucrezi cu oameni similari, însă există evident și un dezavantaj Echipele omogene și echipele care practic sunt mult prea uh, unite sau se cunosc oamenii între, între ei de mult prea mult timp, cad deseori în capcana groupthink ului care este o uh, capcană mentală, un bias cognitiv. În care dacă cineva are o părere, echipa tinde să fie de acord în mod inevitabil cu părerea respectivă, nu se mai provoacă unii pe alții și cad în această capcană care se numește groupthink. Ceea ce, evident, poate să, poate să influențeze negativ, pentru că nu mai sunt idei noi, persoanele mai vocale sunt cele care, de fiecare dată, au ideile câștigătoare. De asemenea, inovația începe să scadă, gradul de inovație începe să scadă, pentru că, neavând idei, idei noi și fiind de acord cu aceleași persoane de fiecare dată, nu mai există o determinare da, de a promova alte idei, alte moduri de lucru, alte um, procese. Pe de cealaltă parte, avem echipele eterogene, unde membrii echipei au valori diferite, perspective diferite, concepte diferite, și, evident, aici dezavantajul principal este gradul ridicat uneori de conflict, care poate să ducă la dificultăți în a ne pune de acord pe un subiect. Um, evident, dacă acest aspect se întâmplă, echipa devine mai neproductivă, nu-și mai atinge atât de repede obiectivele, iar un conflict constant în echipă poate să ducă la demotivarea, demotivarea colegilor. Um, în ciuda credinței comune, conflictul e necesar într-o echipă. Conflictul ajută oamenii dintr-o echipă să vadă perspective diferite. Îmi place foarte mult asemănarea din cultura chineză. Cuvântul criză în cultura chineză este scris în două caractere specifice. Primul caracter înseamnă pericol, tradus motamo, iar al doilea caracter înseamnă oportunitate. Deci, cultural în sine, în limba chineză, criza este într-adevăr un element care poate să genereze pericol, dar în același timp este și o șansă extraordinară de a schimba și a, a inova. Întorcându-ne la, la echipele eterogene și la conflict, un conflict într-o echipă. Este într-adevăr un element care poate să destabilizeze echipa, dar dacă este gestionat de către managerul de proiect așa cum ar trebui să fie gestionat, de cele mai multe ori este o sursă super mișto de lecții și de învățare. Așa că vă încurajez să nu fugiți de conflict, dar să aveți instrumente în care puteți să-l îmbrățișați într-un mod, într mod matur și productiv. Avantajul echipelor heterogene este faptul că um, Aduc oamenii din echipă mai multe puncte de vedere la masă uh, și gradul de inovare uh, poate să crească. Tocmai pentru că fiecare dorește să se afirme, fiecare dorește să-și pună punctul de vedere, există foarte multe momente în care uh, generarea asta de, de idei constantă crește nivelul de, de inovație. Ok. Dacă ar fi să ne uităm la ce roluri și responsabilități avem atunci când lucrăm într-o echipă, e important să ne răspundem la întrebarea în ce tipuri de proiecte sau în ce organizații lucrăm. Și aici am luat cam cele mai, întâlnit, cele mai des întâlnite metodologii în... Dinamica existentă organizațională, avem metodologia predictibilă și metodologia agilă. Sunt convinsă că ați mai auzit de concepte. Metodologia predictibilă sau waterfall este o metodologie de proiect care se pretează atunci când știm de la început care sunt exact cerințele proiectului, care este scopul, care este bugetul, care este planificarea. Practic, avem aceste constrângeri de proiect, cum le numim, foarte bine definite. Drept urmare, nu este nevoie de o abordare iterativă, cum avem în metodologia agilă, ci pur și simplu, din mai mic în mai mic în mai mic, ajungem la, la obiectivul final. Iar în metodologia productivă avem, de obicei, undeva la, la șase roluri, care sunt următoarele. Evident, proprietarul proiectului, pe care în... La locurile de muncă îl puteți găsi sub numele de Account Manager. Key Account Manager, practic, este persoana care se ocupă de buget, care are în responsabilitate bugetul, după cum spune și aici, care furnizează resursele financiare și sprijină proiectul. Sponsorul are un rol important în asigurarea alinierii proiectului cu obiectivele organizației. Deci, proprietarul proiectului, sponsor, ca un manager, după cum am spus, poate să aibă mai multe nume, este responsabil de bugetul proiectului, dar de asemenea este responsabil de a face vizibilă în organizație care este return of investment-ul. Adică cum anume proiectul pe care noi îl implementăm. Livrează valoare în organizație. Și să loviți de deseori de întrebarea, uh, ok, facem proiectul ăsta, dar ce iese din el? Cum măsurăm valoarea? Cum măsurăm valoarea investiției, da? Return of investment. Și atunci, uh, proprietarul proiectului e responsabil să definească acești indicatori uh, ai return of investment-ului. Mai apoi avem managerul de proiect, nu o să intru aici în detalii. Este clar ce, ce, face el, responsabil de buna desfășurare, se asigură că proiectul își respectă constrângerile de buget, de scop de timp, are de asemenea rol și de mediator în cadrul echipei și de asemenea este în strânsă legătură cu proprietarul proiectului, cu sponsorul, da? tocmai pentru a-l informa dacă există nu știu, riscuri care pot să se degenereze sau dacă există aspecte care influențează bugetul și așa mai departe. Mai apoi avem echipa de proiect, care este formată din mai mulți experți. Bineînțeles, principalul lor rol este să ducă la bun sfârșit obiectivele proiectului și să contribuie la realizarea sarcinilor și, într-un final, la livrarea cu succes a proiectului. De asemenea, Chiar dacă uh, poate sau nu poate să facă parte din echipa de proiect, depinde acum foarte mult de dimensiunea proiectului, de tipul de echipă, dar analistul de afaceri poate să fie fie integrat în echipă, fie poate să aibă un rol uh, uh, cross-departamental, interdepartamental, la nivelul organizației și să acopere mai multe proiecte, nu doar unul singur. Ce face analistul de afaceri? Business analyst uh, îl întâlniți des în, în organizații. Definește cerințele de uh, proiect și le traduce în cerințe funcționale pentru, pentru proiect. Adică e cel dacă, dacă vreți să face traducerea între limbajul de business și limbajul tehnic uh, de care echipa de proiect are nevoie. E așa ca un, uh, un arhitect de poduri între, între idei și între oameni. Și mai apoi avem stakeholderii, părțile interesate care sunt toate persoanele sau grupurile care au un interes sau influență asupra proiectului. Adică nu știu, departamentul de um, resurse financiare poate are un interes direct în proiectul nostru sau poate are o influență directă. CEO-ul din nou poate are un interes direct uh, și e foarte interesat de proiectul nostru și atunci părțile interesate fac și ele parte din uh, rolul uh, unei echipe de proiect. Iar managerul de proiect are responsabilitatea, la începutul fiecărui proiect, să pună cap la cap o matrice a stakeholderilor, a părților interesate, în funcție de interes și în funcție de influență, tocmai în a împărți în patru cadrane ca să știe cum să gestioneze pe fiecare. De exemplu, dacă avem un stakeholder care are și un, un interes mare în proiect, da CEO are un interes foarte mare în proiect, dar și o influență foarte mare, poate să oprească proiectul sau poate să vină cu resurse financiare suplimentare, atunci se încadrează în cadranul care se numește uh, keep very close uh, și rolul managerului de proiect este să se informeze constant despre status, să se asigure că uh, toate lucrurile merg conform planului, să-l ține informat, să-i să aducă la cunoștință dacă sunt riscuri majore, tocmai pentru că este un stakeholder extrem de important. Dar poate sunt alții care nu sunt la fel de important. și atunci nu are sens să dedici atât de multă energie dacă un stakeholder să spun nu are nici interes și nici influență. Ok. Mergem mai departe la proiectele care au o metodologie agilă. Um, după cum știți, metodologiile agile uh, se uh, răspund mai departe în framework-uri precum Scrum, Kanban, uh, uh, Experience Programming Sunt uh, foarte multe, uh, din ce în ce mai multe, dar cumva principiile sunt aceleași Principalul uh, element, dacă vreți, într-o metodologie agilă este tocmai uh, zona de a construi în iterații și a livra valoare cât mai repede stakeholderilor, comparativ cu o metodologie predictibilă în care stakeholderii văd doar la final produsul, da, produsul final, într-o metodologie agilă, um, Dinamica este mult mai rapidă și chiar de la săptămână la săptămână sau de la lună la lună, stakeholderii principali văd părți incrementale din ceea ce construim, tocmai ca să permită o, uh, un shift mult mai ușor în funcție de condițiile care se schimbă. Adică, dacă să spunem că construim un marketplace și plecăm la drum cu o idee, se schimbă ceva uh, extraordinar în piață, nu știu, avem uh, o nouă legislație sau uh, poate, nu știu e magu, e hecuit și dispare de pe piață. O abordare agilă permite o ajustare mult mai rapidă la, la aceste condiții și la la feedback-ul care vine din partea utilizatorilor, la feedback-ul care vine din partea din partea, uh, stakeholderilor. Și atunci uh, uh, proiectele se pliază uneori mai bine pe metodologia agilă. Ceea ce vreau să cu ceea ce vreau să rămânem de aici, nu există uh, o soluție care să se plieze pentru toate proiectele. Nu spun că trebuie să folosim doar metodologia agile sau doar metodologii predictibile. Din contră, uneori este mult mai ok să ai o metodologie predictibilă. Dacă scopul este clar și dacă detaliile sunt clare, putem să mergem liniștiți cu o metodologie predictibilă. Dar dacă proiectul se pliază mai bine pentru agile, îmbrățișăm agile sau există situații în care avem și o abordare hibrid avem ceea ce funcționează bine din Agile, dar păstrăm și lucrurile care ne plac din Waterfall. Așa că probabil vă veți lovi de diferite situații în cariera voastră profesională. E important să fim deschiși și flexibili și în funcție de nevoile proiectului și ce funcționează, să venim cu cea mai bună abordare. Bun, în roluri, într-o echipă agilă, avem product owner care este ownerul uh, produsului pe care noi îl construim sau serviciului pe care îl livrăm, este responsabil de a uh, traduce din nou în limbaj tehnic cerințele funcționale și să le prioritizeze. Dacă vreți, este un fel de analiz de afaceri din uh, zona predictibilă, însă are un rol și în prioritizarea uh, feature-urilor și în a uh, fi alături de echipă, atunci când, uh, când dezvoltă și dacă nu știu, nu înțeleg ceva anume din cerințe dacă nu le este clar. Deci product owner are în minte mereu viziunea proiectului și unde vrea să ajungă. Mai apoi avem scrum masterul care este acest uh, lider servant, se, se numește, se pune în slujba echipei de development, tocmai pentru a uh, îi organiza într-un mod care nu este intruziv, dar nu este un manager de proiect Scrum Master, ci este o persoană care se asigură că ceremoniile uh, Scrum sunt respectate, care se asigură că dacă există vreun blocker, îl uh, ajută echipa să-l depășească și care se asigură de buna funcționarea lucrurilor, fără să fie un, un, un uh, manager de proiect clasic. Uh, și de asemenea avem uh, echipa de proiect, uh, care are o caracteristică extrem de importantă, este self-organizing. În Agile, dorința fundamentală a fost uh, echipele cu oameni care uh, sunt maturi, cu oameni care provin din diferite arii de specializare, da, sunt suficient de uh, puternice încât să se organizeze de unele singure. Nu am nevoie de un manager de proiect da, care să se organizeze și care să întrebe din 5 în 10 minute ce ai făcut astăzi, nu că s-ar întâmpla neapărat asta în metodologiile uh, predictibile, uh, ci te pot organiza singuri și uh, au un, un, uh, o valoare de că ownership. Nu e despre nu merge asta pentru că Ioana n-a făcut-o bine, ci noi, ca echipă, ne asumăm responsabilitatea dacă ceva nu merge bine. Um, și atunci, tocmai din, din acest motiv, există această, dacă vreți, democratizare a rolurilor în echipă și proiectele, proiectele Agile pun foarte mare accent pe, pe asta. Ok, uh, vreau să vă spun un pic și de organigrama, organigrama proiectului și cum anume se transpun rolurile pe care uh, vi le-am spus mai devreme și de care am povestit într-o reprezentare grafică. Avem uh, două tipuri de organigramă aici. Reprezentarea ierarhică, care este axată pe relațiile de raportare, după cum vedeți și în partea stângă, adică e clar, pe uh, diferite nivele, în funcție de diferitele rede de management, aici avem, după cum vedeți, top managementul, aici este middle managementul și mai apoi echipa operațională. Ce e important aici? și Vă încurajez să fiți foarte atenți la asta, pentru că probabil o să vă regăsiți de multe ori uh, în layerul de middle management, poate chiar și top management. Ca o organizație să funcționeze, ca un proiect să funcționeze, este foarte important să ne asigurăm că ceea ce se discută la nivel de top management și middle management este mai apoi comunicat în organizație. Și oamenii care Implementează proiectele și oamenii care sunt cei care, da, duc mai departe business-ul, pentru că everything is a people business. Niciun business nu ar avea succes fără oameni. Dacă ei nu înțeleg care e viziunea companiei, de ce facem ceea ce facem, care sunt obiectivele noastre, unde vrem să ajungem, nu o să se conecteze și nu o să aibă un purpose în ceea ce fac. Și dacă munca lor este lipsită de, de sens, da, de, de acest purpose, o să-și piardă motivarea. Eu cred foarte puternic în convingerea că noi nu putem să motivăm alți oameni. Motivarea este un aspect strict intrinsec care ține de fiecare dintre noi. Evident, avem la dispoziție mecanisme sau metode prin care putem să îi ajutăm pe oameni să-și găsească motivarea, dar motivarea reală care te face să faci lucrurile cu drag vine strict din interior. Și dacă munca ta nu e conectată cu ceva care ți-aduce bucurie, cu ceva care simți că are sens, cu ceva care te face să te trezești în fiecare dimineață uh, din, din pat, Evident, nu chiar în fiecare dimineață, că avem zile în care chiar nu avem chef de nimic, dar dacă nu avem ăla, e foarte greu să ai o organizație care performează. Așa că vă încurajez, chiar și într-o organizație ierarhică, să puneți foarte mare accent pe comunicarea interdepartamentală și între nivelele de management. E super important. Cele mai mari probleme în organizații le-am văzut atunci când se rupea firul aici, la, la middle management. De, de cealaltă parte, avem reprezentarea sistemică care este axată pe relațiile de comunicare, care nu este despre uh, a gândi în ierarhii, ci este despre cum comunică proiectele între ele, uh, și dacă vreți gândiți-vă la o floare care are mai multe petale, da? Uh, și fiecare petală reprezintă o echipă de proiect. Iar în centru avem, uh, avem uh, um, fie managementul, fie uh, core project team, uh, în funcție de, de cum reprezentați asta. Am pus și aici și câteva exemple. Organigrama sistemică, da, de pe relațiile de comunicare. După cum vedeți, adică în centru avem echipa de proiect cu uh, echipa cu oamenii care, cu rolurile, de fapt, cele mai esențiale, adică manager de proiect, uh, responsabil PR, responsabil infrastructură, responsabil relații publice, da, aici avem corul, esența echipei, dar mai apoi fiecare persoană are mai, mai mulți oameni sau mai multe roluri în, în echipele lor. Vedeți, e ca uh, o floare, o margareta. Și aici este clasic o organigramă ierarhică. Nu o să intru foarte mult în detalii. Uh, după cum v-am spus, avem uh, diferite ere de management. Un uh, instrument foarte util, fie că vorbim de... Metodologia agilă fie că vorbim de metodologia uh, predictibilă, fie că vorbim de echipe omogene, fie că vorbim de echipe eterogene, uh, este matricea responsabilităților, cunoscută și sub uh, uh, numele de uh, RACI, RASCI, uh, RECI are, are mai multe mai multe um, iterații, să spun Acum, fie economiți, raci, rasci, cum, cum doriți, ea ce spune? Faptul că este un instrument important când vine vorba de planificarea responsabilităților pentru diferite lor în echipă și pentru a da claritate fiecărui membru din echipă de cine face ce. De foarte multe ori m-am trezit în echipe unde oamenii se călcau așa pe, pe degete pentru că nu știau până unde se întinde responsabilitatea lor. Ce este la mine și ce este la tine? Dacă nu mergea, cine este responsabil de asta? Și aici, din nou, lucrurile au un impact și mai mare în metodologia predictibilă. În metodologia agile e un pic mai flexibilă treaba. Uh, și atunci toată lumea se întoarce către managerul de proiect și toată lumea se întoarce către tine și îți spune vreau claritate, vreau să știu eu ce am de făcut, de ce sunt responsabil. Și tocmai din motivul ăsta uh, a fost dezvoltată această matrice uh, RACI. Eu o să vă dau varianta de RACI, că mi se pare un pic mai completă, dar din nou, o puteți folosi și pe cea simplă de, de RACI sau alte matrice ale responsabilităților. Dar este important tu ca manager de proiect să ții timp la început și împreună cu echipa, nu doar tu, împreună cu echipa ca să existe... Consens, ca să existe commitment, ca să existe acel buy in da, de la echipă și de la oameni. Pentru că dacă te duci tu direct și uite, asta e matricea, e posibil ca unii oameni să, fie, uh, uh, să nu fie de acord și să fie, nu știu, poate pasiv-agresiv și uh, să nu-și asume ceea ce scrie acolo. Și matricea ce spune? Să împarți, da, tascurile, sarcinile dintr-un proiect, sau cele mai, importante, cele mai importante dintre ele, nu la un nivel foarte, foarte granular, dar cele mai importante etape și, și sarcini să fie împărțite după cum urmează. În responsabil, adică persoana care este responsabilă să ducă la bun sfârșit acel task, da? Uh, cine uh, este accountable, în engleză este cuvântul ăsta accountable, um, nu are neapărat o traducere motamo în uh, în limba română, dar l-am pus așa ca autoritate. Deci diferența între responsible și accountable este că eu sunt responsabil să uh, nu știu, să duc gunoiul, dar dacă nu-l duc și uh, nu mai putem să ieșim din casă după aia de gunoi, accountable este da mama că n-am făcut eu asta. Dacă ar fi să mă uit la uh, un proiect, eu sunt responsabil să îmi fac task-ul ăsta până mâine, dar dacă nu-l fac și noi amânăm demo cu clientul, project managerul este accountable că s-a întâmplat asta. Asta e cumva principala nuanță și diferență între responsible și accountable. Mai apoi avem zona de suport, persoană sau grup de persoane care poate să ofere suport în acel task, de exemplu, mă întorc la varianta cu sunt responsabilă să fac task-ul ăsta până mâine, suport poate să-mi ofere product owner dacă am neclarități. De asemenea, avem zona de uh, consultant, persoane care um, mă pot ajuta sau de la care pot să cer sfaturi despre cum să-mi fac acel task, și aici, într-o echipă, echipă ar putea să fie, de exemplu, tehnică uh, liderul, persoana cea mai experimentată din echipă care poate să mă îndrume, da, ca inginer, uh, în a-mi duce tascul la bun sfârșit. Uh, și ultimul, dar un cel din urmă, persoanele care sunt doar informate. Adică, aici să spunem că ar fi uh, testării, da? Eu mi-am terminat uh, tascul și ei sunt informați, chiar dacă nu sunt ei responsabili de asta, ei sunt informați că mi-am mi făcut treaba. Uh, și voiam să văd dacă am pus un exemplu, dar din păcate nu. Cumva se construiește foarte ușor. În partea stângă aveți. Uh, Tascurile, principalele etape, depinde de echipă și de voi la ce nivel de granularitate vreți să mergeți. Iar pe orizontală avem numele fiecare persoane din echipă, și mai apoi pui. Inițiala, acolo unde cine este pe fiecare, cine este responsabil, cine este accountable, cine este informat și așa mai departe. Din nou, este un tool super util, îl folosesc de fiecare dată când am ocazia, îl recomand de fiecare dată și chiar poate să dea multă claritate în proiecte. Deci, matricea, matricea rascii. Așa. Și acum vreau să vorbim un pic despre, ok, care sunt etapele de dezvoltare ale unei echipe. Și mă voi folosi de modelul lui Tacman, care este un tip foarte mișto, vă recomand să-l citiți, care a analizat foarte, foarte multe echipe și care a reușit să uh, pună cap la cap niște etape prin care trece fiecare echipă, inevitabil, și uh, le-a împărțit în funcție de nivelul de performanță și în funcție de timp, adică de cât timp lucrează echipa aia împreună. Și prima prima etapă este etapa de formare, da, etapa în care ne strângem, în care ne cunoaștem, etapa în care uh, fiecare vine cu perspectivele lui, echipa se uh, echipa se formează. Deci practic vorbim de un grup de lucru care învață unii de la alții. Mai apoi, odată ce vedeți, odată ce trece un pic timpul, intrăm în faza de răbufnire, de storming. În care um, există diferențe de opinie, în care um, fiecare încearcă să-și impună un mod de lucru, în care fiecare are o părere despre cum ar fi mai bine să facem, în care se definesc relațiile de muncă. Și perioada de storming este deseori caracterizată de un nivel ridicat de conflict. Uneori e foarte intens, dar știți vorba aia: it gets worse until it gets better. Pentru că scade evident și performanța, da, pentru că vorbim aici încă vorbim de o echipă eterogenă, dacă vă aduceți aminte de la început Vorbim de o echipă care încă nu are un sistem de valori comun, vorbim de o echipă care nu are un sistem de procese uh, comun și asumat de fiecare membru Și evident, performanța performanța scade uh, și putem numi o echipă care se provoacă pentru a deveni o echipă, o echipă potențială, o echipă performantă mai apoi, odată ce, ce am trecut prin chinurile, chinurile Iadului cu storming-ul, intrăm în etapa de normare, de normic, adică ne așezăm, avem, avem valori comune, cam ne cunoaștem unii pe alții, eu știu ce o supără pe Manuela și sunt mai atentă, ea știe ce mă deranjează pe mine... Ne cunoaștem mult mai bine, avem niște procese bine puse la punct și lucrăm mai bine împreună. Deja aici vorbim de o echipă care începe să devină omogenă. O echipă care lucrează împreună pentru a deveni o echipă reală, da? Și, după cum vedeți, evident, crește și nivelul de performanță. Și uh, ultimul stadiu imaginat de către Ducman este zona de performing. Aici vorbim de o echipă reală care lucrează super ok împreună, o echipă performantă care împărtășește același sistem de valori, o echipă în care uh, siguranța psihologică este la un nivel ridicat, o să povestim un pic mai încolo despre ce înseamnă asta, în care îmi permit să mă duc la Manuela să-mi spun uite, m-a deranjat că ai făcut asta, uh, hai să vedem ce putem să facem împreună, pentru că o cunosc, pentru că știu cum va reacționa, pentru că ea mă cunoaște, pentru că știm că avem aceleași intenții de a ne duce obiectivele la bun sfârșit. Um, și cam astea sunt etapele de uh, către Tacman, doar că a venit uh, uh, o colegă de-a lui și a zis Păi stai că mai vorbim de o etapă, vorbim de jering, adică de stagnare Ok, echipa e performantă, lucrează bine, e mișto să lucrăm împreună, dar dacă lucrăm prea mult timp împreună Fără, fără vreo schimbare, fără să ne provoace ceva, ce credeți? Ne complacem într-o zonă de confort Uh, și atunci uh, uh, oamenii din echipă sunt mulțumiți de propriul nivel și nu mai văd neapărat șan, șansa și potențialul de a evolua. Și atunci echipa devine mediocră. Nivelul de performanță, în cel mai bun caz, vă spun din experiență, în cel mai bun caz, rămâne constant, de multe ori scade, pentru că oamenii nu mai au motivația de a deveni mai buni, nu mai au motivația de a învăța. Și atunci uh, există foarte mare riscul ca echipa să se spargă, să se rupă, să uh, real să se piardă ce funcționează ca tactică în momentul ăla, să mai faci mici schimbări în echipă. Să mai vină o persoană nouă, să schimbi doi colegi care poate își doresc altceva, tocmai ca să ții mereu dinamica asta de a avea noi, da, ne întoarce. Pentru că ce vreau să vă spun aici, sistemul ăsta nu e liniar. Nu e ca și cum am trecut de storming și nu ne mai întoarcem în veci în storming. Nu. Se întâmplă de multe ori să ai o echipă performantă, care, pentru o perioadă de o lună, două, dacă sunt situații care generează asta, sau dacă, nu știu, vine o altă persoană, devine o persoană mai vocală, trece printr-o etapă proastă, să se întoarcă în storming, să fie din nou conflict, să pară că nu ne mai înțelegem, e perfect normal. Și asta vreau să vă spun, e perfect normal să uh, treceți, da? să săriți de la o etapă la alta și să fii poate uneori în performing să te întorci din nou în formare pentru că ți s-a schimbat jumătate din echipă și trebuie să iei din nou de la capăt, dar evident lucrurile sunt mult mai ușor de gestionat atunci. Deci etapele sunt într-adevăr liniare la început, când chiar vă încurajez să vă uitați la echipele voastre și când o să fiți în fața asta, că le vedeți exact, adică ca manager de proiect vezi exact când treci de la formare la uh, storming, la norming, la performing și să nu vă descurajați când, din când în când, mai faceți un pas înapoi. E, e absolut normal. Um, V-am spus că o povestim puțin de siguranța psihologică și vreau să vă zic de un studiu care mie îmi place super, super mult. E făcut de cei de la Google, acum câțiva ani, în care ei și-au pus întrebarea ce contează real într-o echipă? Domne, ce real? Ce, la ce ne uităm într-o echipă care funcționează? Um, și au făcut un studiu pe patru ani au intervievat peste 50.000 de oameni, 180 de echipe, și au avut peste 100 de variabile în cercetarea lor, ceea ce este enorm. Vă spun asta din experiența mea uh, cu doctoratul, e foarte mult. Adică, au pus peste 100 de aspecte care ar conta într-adevăr într-o echipă și le-au analizat timp de 4 ani la uh, eșantionul ăsta. Și toate datele, da, toate testele au arătat că siguranța psihologică e de departe cel mai important element într-o echipă performantă. Siguranța psihologică înseamnă uh, acel uh, nivel la care o echipă ajunge și acel sentiment că sunt safe să-mi împărtășesc opiniile, nu o să mă judece nimeni, nu o să mă critique nimeni, nu o să mă pună nimeni la colț, Înseamnă că chiar dacă avem un conflict, uh, nu sunt, rolul meu nu e pus în pericol, înseamnă că mă simt în siguranță în echipă să vin cu idei noi Pentru că e chiar dorit să vin cu idei noi, înseamnă acel sentiment că ești ascultat și că ești înțeles în echipă Și că mereu o să fie acolo cineva care o să-ți aibă spatele Și siguranța psihologică cu siguranță e aici pentru că vorbim de modul în care funcționează creierul nostru Uh, noi, ca specie umană, am ajuns până în anul 2024, 2025 aproape. Tocmai pentru că cel mai important, cea mai importantă misiune a creierului nostru, este să ne țină în viață. Este să ne țină în siguranță. Uh, orice alt element care atentează la siguranța noastră, e perceput de creierul nostru ca un pericol care, da, ne, ne poate, ne poate um, opri din viață. Și atunci am evoluat și am ajuns până în acest an, ca, ca specie și am evoluat frumos, spun eu, tocmai pentru că mintea noastră vrea să ne țină în siguranță. Bineînțeles, acum, în 2024, nu ne mai confruntăm cu aceleași provocări cu care se confruntau strămoșii noștri acum 2000 de ani: să mergem prin junglă și să ne alerge un leu sau să sară din tufiș uh, uh, un, un urs. Uh, dar, din păcate, creierul nostru nu a evoluat atât de rapid ca societatea și ceea ce se întâmplă la nivel de procese cognitive atunci când poate un coleg țipă la tine e similar cu ce se, întâmpl cu ce se întâmpla acum da, 2000 de ani când ieșa din tufișul la un, uh, un urs. La nivel de hormoni care se secretă, la nivel de uh, mecanisme neuronale, este exact același, aceeași reacție. Și sunt o grămadă de, de, de studii care arată asta. Și care, după cum am spus, vin din limitarea modului în care a evoluat mintea noastră. Societatea s-a schimbat atât de mult, și atât de puternic. Și mintea noastră nu știe da la nivel brut, la nivel de proces cognitiv să facă diferența între la nivel emoțional, între un leu, care te aleargă. Și șeful tău care, nu știu, îți dă feedback nașpa în public și te face să te simți foarte prost, pentru că îl percepe ca un element de nesiguranță, ca un pericol care te poate, uh, uh, poate să atenteze la, la uh, structura ta. Și de aceea, siguranța psihologică, acest mediu în care te simți safe, în care nu țipă nimeni la tine, uh, în care te simți ascultat. Uh, e, dacă vreți, la baza piramidei unei echipe performante. Și mai apoi uh, am pus aici și celelalte elemente pentru că mă gândeam că veți fi curioși și vorbim de uh, dependență, dar nu dependența în sens de codependență, de o dependență toxică, ci de fix uh, acest sentiment de încrângătură că orice s-ar întâmpla am pe cineva pe care mă pot baza uh, și care e acolo să mă ajute. Mai apoi vorbim de structură și claritate, tocmai din motivul ăsta v-am spus mai devreme și de RASCI. E un instrument care dă structură și claritate. Și de ce structură și claritate? Pentru că atunci când există loc de interpretat sau când e haos sau când lucrurile nu sunt absolut deloc clare, sunt niște ghepuri, da? Și mintea noastră tinde în mod natural să umple acele ghepuri. Pentru că dacă lucrurile sunt neclare, automat reprezintă poate un pericol că nu știu ce o să mă aștepte. Nu știu ce se întâmplă dacă um, eu nu fac treaba la timp și am un manager de proiect instabil care um, îmi dă așa semnale amestecate de o să mă ajute, nu o să mă ajute, o să-mi dea feedback în public. Um, nu m-a susținut, nu m-a înțeles și așa mai departe. Deci de acolo este și zona de structură și claritate, sens, după cum vă spuneam, strâns corelat de motivația intrinsecă și bineînțeles impact. Cele două oricum merg foarte bine împreună. Primul este acel purpose al muncii, de a te conecta la ceea ce faci și a simți, de asemenea că ai un impact. Pentru că, pentru că, altfel nu o să ai motivație să, să vrei mai multe de la tine, să ieși într-o zonă de confort, să poți să înveți, să poți să te provoci. De asta e foarte important într-o echipă să existe și, și, sens și impact. Ok, vă reamintesc, dacă mai sunt persoane care am intrat mai târziu, orice întrebare sau curiozitate aveți, puteți să le, le puneți în chat și le luăm la final. Uh. Foarte pe scurt despre etapele siguranței psihologice și cum anume puteți să construiți asta într-o echipă, vorbim aici de uh, incluziune. Este etapa în care membrii echipei se simt în siguranță să aparțină grupului, se simt confortabil în discuții, nimeni nu se simte exclus uh, și simt că sunt uh, văzuți, apreciați. Mai apoi, incluziunea ne duce la învățare, în etapa în care membrii echipei învață unii de la alții, pentru că au deschiderea să pună întrebări, pentru că știu că nu sunt judecați și încep ușor, ușor să iasă din zona de confort. Și foarte important, nu le este frică de greșeală, pentru că este acel mediu, da? dacă vreți ca o pânză care te prinde în cazul în care cazi, în cazul în care greșești, tocmai pentru că greșeala e văzută ca o sursă super importantă pentru, pentru învățare. Mai apoi vorbim de contribuție, adică membrii echipei se simt în siguranță să contribuie cu propriile idei, fără teamă de jenă sau de ridicole. Deci, fix ce vă spuneam, vin cu idei pentru că știu că nu o să râdă de nimeni de mine sau nu o să spună nimeni, mamă, ce idee proastă, ci pentru că, uh, regulam brainstorming, Da, nu există o idee proastă, există doar idei pe care, care ne folosesc sau pe care le parcăm sau care nu ne servesc acum. Um, și, de asemenea, ultima, uh, vârful piramidei. Etapa de provocare în care membrii echipei pot pune la îndoială ideile altora. Aici, vedeți, mergem la nivelul în care îmi permit să-i spun Manuelei că poate ideea pe care a propus-o ea la masă nu ne servește în momentul ăsta în proiectul respectiv, pentru că 1, 2, 3, 4. Nu uh, mergem mai departe în grouping, dacă vă aduceți aminte din uh, capcana echipelor omogene, doar pentru că ne înțelegem bine sau doar pentru că nu știu, poate e frică de ea sau doar pentru că are mai multă experiență. Nu. Am încredere că pot să o provoc pe Mihaela în ideea respectivă pentru că uh, suntem într-o echipă cu siguranță psihologică ridicată și știu că o să înțeleagă și putem să avem o discuție matură. Și asta e etapa în care se generează cea mai mare inovație, în care se modifică real status ul echipei, în care uh, vin cu idei super mișto, foarte inovatoare, care chiar scoate echipa din zona de confort. Și este etapa care, întorcându-ne aici, da, ne ajută și să nu ne plafonăm, plafonăm în stagnare. Și ne ajută să, să fim o echipă performantă, să crească din nou exponențial nivelul de performanță. Ok. Și acum vreau să povestesc puțin uh, să vă povestesc puțin despre inteligența conversațională. Uh, e un concept de care eu sunt foarte atașată și uh, pe care de când l-am descoperit îl folosesc nu doar în viața profesională, ci și în viața personală. Uh, Avis pentru fetele de aici, poate pentru cu conversațiile pe care le au cu partenerii lor și viceversa. Uh, pleacă tot de la modul în care funcționează mintea noastră și de la faptul că cele mai multe uh, probleme care vin într-o organizație, într-un proiect, în viața de cuplu, în viața de familie, pleacă de la comunicare. Pleacă de la modul în care noi transmitem mesajul, pleacă de la modul în care reușim să ne conectăm și să avem un dialog real în care uh, ne, ne ascultăm. Da? E foarte important într-o comunicare, nu doar mesajul pe care îl transmitem, dar și uh, capacitatea de a asculta real. Și o să vă spun imediat ce înseamnă a asculta pe bune. Nu mă refer neapărat la asculta activ, ci de a asculta... Uh, Toată ființa ta acolo, a asculta activ, nu înseamnă doar să pui întrebări de clarificare sau doar să spui, ok, uh, hai să-ți fac un summary la ce mi-ai spus, uh, ci înseamnă să asculți fiind dispus, da, fiind dispus, să îți schimbi părerea. Și aia de, de cele mai multe ori de the tricky part. Uh, pentru că o să vedeți în fiecare nivel cum se modifică nivelul de, uh, nivelul de ascultare Și începem cu primul nivel al inteligenței conversaționale O să vă las, by the way, și o carte foarte mișto pe inteligența conversațională uh, Chiar vă recomand să, să o citiți, e foarte, foarte faină Și um, are și multe elemente de neuroștiință Primul nivel din inteligența conversațională este nivelul tranzacțional Nivelul în care încrederea e destul de scăzută în care ești un pic sceptic și este o dinamică de uh, eu îți spun și tu faci, eu îți cer uh, și tu faci sau tu îmi spui și eu fac Este un schimb de informații și aici asculți pentru a-ți confirma ideile, Asculți pentru a-ți confirma ceea ce știi Și e foarte uh, focusată pe tine, pe uh, uh, eul fiecăruia, pe propriile lui idei uh, De exemplu, mâine mergem la mare Nu te întreb. Dacă vrei să mergem la mare, ce părere ai să mergem la mare, îți spun da? că mâine mergem la mare. Sau uh, m-am hotărât să ne petrecem vacanța în Grecia. Păi eu nu vreau să mergem în Grecia. Ei eu vreau să mergem în Grecia. Mergem în Grecia. Sau. Uh, Mihai trebuie să termine ăsta până joi, pentru că altfel uh, nu ne atingem deadline-ul. Da, da, nu cred că pot să-l termin până joi, pentru că e foarte complex. Ok, hai să găsim o variantă să-l termin până joi. Vedeți, e o dinamică de spun ce să fac asta, trebuie să facem asta. Și asculti, eu nu l-am ascultat pe Mihai ca să înțeleg real ce probleme are, ci am ascultat ca să-mi confirm uh, ideea pe care aveam de, de transmis. Ceea ce vreau să spun. E foarte important să plecăm de la premisa că nu există un nivel mai bun sau un nivel mai rău de inteligență conversațională. Avem nevoie de toate ca să avansăm idei. Dar depinde foarte mult de momentul în care folosim ce. Mergând mai departe la nivelul 2, care este nivelul pozițional, ăsta e un nivel foarte interesant, încrederea este condiționată condiționată de uh, schimbul de idei, este o dinamică de întreabă și convinge, o dinamică în care asculți pentru a-ți proteja, da, pentru a-ți proteja ideile și asculți pentru a-ți demonstra punctul de vedere. Um sunt uh, acele momente în care ai o dorință foarte ridicată sau poate acei oameni pe care cu siguranță îi cunoaști care vor să aibă mereu dreptate. E așa un schimb de putere, este un balans între ceea ce spui tu și ceea ce spun eu, uh, și sporește sporește incertitudinea, dar este o perioadă în care ești așa într-o expectativă. De exemplu. Uh, mi-e foame, aș vrea să să mâncăm ceva. Ce, ce vrei să mâncăm? Nu e așa că ar fi foarte fain să mâncăm o pizza? Vedeți, n-am spus că vreau să mâncăm o pizza, dar am întrebat într-un mod, tocmai pentru a-mi confirma ideea că ar fi mișto să mâncăm o pizza. Uh, și, bineînțeles, asta este un, uh, un exemplu pueril, dar gândiți-vă la câte situații sau la câte momente nu ați avut asta și în viața profesională. Uh, și aici, aici e o linie foarte fină între manipulare și influență, pentru că nivelul 2 poate să fie un instrument foarte powerful atât pentru a manipula, cât și pentru a influența. Diferența principală între manipulare și influență este obiectivul pe care îl ai. Dacă intențiile tale sunt bune... De foarte multe ori, ca manager de proiect, te vei găsi în situații în care trebuie să influențezi dinamica echipei, în care trebuie să influențezi modul de lucru, în care trebuie să influențezi uh, stakeholderii ca lucrurile să se miște, dar având intenții bune, manipularea, nu intru acum în definiția manipulării, dar manipularea are în, în genere uh, obținerea unor beneficii personale uh, în detrimentul bunului comun. Așa că nivelul 2 e foarte mult despre influențare și e foarte mult despre a-l convinge, a, convingi, a încerca să-l convingi pe celălalt. Nivelul 3, în care vorbim de cel mai ridicat grad de încredere, în care este o dinamică de a schimba idei, de a descoperi lucruri noi, este un schimb de energie foarte mișto, este acel moment în care asculți pentru a te conecta și asculți tocmai dintr-o poziție în care îți dai seama că poate Poate chiar nu vreau să mănânc pizza. Uh, poate chiar nu e ok să terminăm task-ul ăla până miercuri. Asculți real și pui întrebări uh, ale căror răspunsuri nu le cunoști. Tocmai pentru că ești dispus să schimbi opinia. Tocmai pentru că ești curios. Tocmai pentru că ești dispus să asculți un adevăr inconfortabil. E discuția aia din care ești cu un sentiment uh, bun că a fost o discuție faină, care a generat multe idei și care ne-a ajutat să, să inovăm, ne-a ajutat să mergem mai departe. A influențat într-un mod pozitiv și relația. E centrată pe parteneriat și e centrată pe relația dintre cele două sau trei sau patru persoane care comunică. Evident, este uh, și cel mai, dacă vreți, energy-consuming mod de a comunica, pentru că ai nevoie de mult timp și de multă energie ca să fii în dinamica asta de... Întrebare al a pune întrebări deschise, a face schimb de idei și de cele mai multe ori poate nu avem timpul ăsta să facem uh, și să fim la, la nivelul 3. Tocmai de aceea, uh, după cum spuneam și la început, nu există un nivel mai bun sau un nivel mai prost, ci depinde foarte mult de scopul pe care îl avem. Pentru că uneori nu avem timp să stăm în nivelul 3 să uh, punem întrebări, și chiar proiectul nostru e într-o criză nașpa și dacă nu acționăm acum, poate o să ne pierdem toți joburile. Și atunci, nivelul 1 ne ajută să ducem lucrurile la bun sfârșit și ne ajută să fim, uh, uh, poate, incisivi atunci când e nevoie de noi să fim mai autoritari. Nivelul 2 ne ajută să promovăm idei, iar nivelul 3 ne ajută într-adevăr să generăm soluții inovatoare și să găsim împreună soluții. Dar, după cum spuneam, nu vă feriți de un nivel sau altul, pentru că real noi în viața de zi cu zi le folosim pe toate. E important să fim conștienți de ele și să, să jonglăm, să ne jucăm cu ele. Aici am dat câteva exemple. De exemplu, la nivelul 1. În revista el scrie că albastru deschise este culoarea ideală pentru un living care să te inspire și să te liniștească. grăbim și divicul nostru albastru. La nivelul 2, cum uh, i-aș spune asta partenerului, albastru e o culoare super potrivită pentru casa noastră. Sincer, de ce ai vrea să o faci în verde? E super old fashion. Sincer, acum, de ce să o faci în verde și nu albastru? Vedeți, nu i-am spus ca la nivelul 1 încerc să-l conving, încerc să-mi promovez ideea, încerc să îi spun, da? Încerc să-i spun că vreau albastru, dar fără să-i spun direct. Încerc să-l influențez. Și mai apoi, nivelul 3, Pot să mă ajuste, rog să înțeleg de ce ți-ar plăcea să fie living-ul nostru verde, ce anume te inspiră la culoarea asta. Vedeți, aici sunt dispusă să ascult, poate uh, lucruri pe care nu le cunosc. Am pus întrebări la care n-am știut răspunsul, și Real pui o întrebare deschisă. Real ești interesat să afli uh, părerea omului respectiv și să te conectezi cu, cu el. De asta e uh, nivelul 3, uh, atât de mișto, ca instrument de conectare cu celălalt, pentru că te ajută să. Afli lucruri noi și te ajută să uh, sporești nivelul de, nivelul de încredere. Bun, și aș vrea trei, uh, uh, de fapt nu, aș vrea șase, șase voluntari să facem un joculeț. Ia să vedem, o să mă presc un pic camera să vedem uh, cine se oferă. Hai că e amuzant. Avem doi, doi voluntari, măcar, că putem să facem pe, pe, un, pe un nivel de comunicare. Uite, îl avem pe Angel. Mulțumesc mult, Angel. Și mai avem nevoie de o persoană. Și Irina. Super, mulțumesc mult, Angel și Irina. Uh, provocarea e următoarea. Mm, suntem la un team building uh, și vrem să comandăm pizza. Și. Irina își dorește să comande pizza cu ananas. Și trebuie să-l convingă pe uh, Angel că pizza cu ananas chiar, e chiar cea mai mișto pizza pe care noi o putem comanda. Și acum vă las pe voi, dragilor, să alegeți ce nivel vreți să folosiți. Uh, 1, 2 sau 3. Și Irina o să încerce să-l convingă pe Angel că pizza cu ananas chiar e bună. Uh, no ofens pentru cine mănâncă pizza cu ananas. <laughs> ce nivel vreți? 1, 2 sau 3? Păi... Uh... Dacă eu trebuie să-l conving, să, să aleagă domnul Angel, atunci, pentru că eu nu știu ce, care este nivelul lui de rezistență. La Angel, ce nivel vrei? Dacă e vorba de pizza de ananas, foarte ridică nivelul de rezistență. Și ce nivel da. conversațional vreți să folosim? Adică vreți să mergem pe dinamica uh, asta de... Tu să-i spui uh, lui Angel că trebuie să comandați pizza sau vreți așa să mergem pe o influență sau chiar în nivelul 3? Nivelul 3. Nivelul 3, super! Bun, uh, aveți la dispoziție, dragilor, uh, un minut, da? Uh, este un dialog în care Cristina, folosindu-te de nivelul 3, adică să ne amintim un pic, vorbim de schimb de idei, vorbim de întrebări la care nu știi răspunsul, vorbim de uh, a asculta pentru a afla exact părerea lui Angel, da? folosindu-ne de nivelul 3, să-l convingi să comandați pizza cu ananas. Sunteți gata? Da. Bun. Da. Da. Înțeleg că nu respingi total ideea de pizza cu ananas? Din punctul meu de vedere, fructele nu au ce căuta într-un fel principal sau chiar în ceea ce ține de fast food, pizza și alte produse din categoria aceasta. Atunci te provoc să-mi spui care este cea mai ciudată mâncare pe care ai mâncat-o tu vreodată. Cea mai ciudată asociere? Cea mai ciudată asociere, nu știu, aș putea intra în categoria de insecte. Ai mâncat? Da. A fost ideea yeah. ta sau a fost o sugestie? Nu, a fost o idee proprie și personală de a experimenta. Păi dacă merge pe ideea experimentului guști și sunt dispusă să-ți plătesc eu această pizza cu ananas și atunci, atunci poți spune dacă este într-adevăr bună sau nu. Nu poți respinge așa din start o idee. Pot respinge pentru că am avut experiență cu pizza cu ananas și nu este deloc pe lista de pizza pentru mine. <laughs> Um, în cazul ăsta, o să-mi iau eu o pizza cu ananas, um, o să-ți cumperi tu, o, nu știu, uh, mai alegem ceva din meniu, o pizza pe care o resping eu și hai să încercăm, totuși, să facem un schimb de experiențe inedite. Atâta timp cât eu am ce să mănânc și nu trebuie să mănânc pizza cu ananas, n-am nimic împotrivă. <laughs> atunci pot să-ți aduc un exemplu real, un exemplu real. Mihai, Miha e ok, mersi mult de tot. Ați fost, ați fost foarte drăguți și mulțumesc mult. Știu că nu e ușor să na, vă oferiți voluntar pentru asta. Bravo! Mi-a plăcut, mi-a plăcut, Angel, cum ai rezistat și mi-a plăcut uh, 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 Irina sau la iartă-mă, nu știu cum să-ți spun. Nu contează, Irina. Irina, uh, faptul că să știi că nu știu dacă ai vrut, uh, dar ai trecut prin toate cele trei nivele. <laughs> Mi-a plăcut, mi plăcut întrebarea care a fost o întrebare deschisă. Care a fost cea mai ciudată asociere uh, sau cea mai ciudată chestie pe care ai mâncat-o, da, nivelul 3? Mai apoi ai avut, uh, dar nu poți să spui nu fără să încerci, nu e așa? Enum. mai ai încercat să-l influențezi și mai apoi te-ai dus, hai să, că ne e foame, hai să o ducem la bun sfârșit, comand eu o pizza cu ananas, ție-ți comand ce-ți place și împărțim. <laughs> uh, deci ăsta e un exemplu foarte bun de cum în da, decurze un minut jumate poți să sar de la un nivel la altul. Și ați văzut, a început cu o întrebare deschisă, a încercat să-l influențeze, dar după aia mai rămânem și fără timp, ne e și foame, hai să mai ducem și lucrurile la bun sfârșit. Felicitări și mersi mult de tot! Mulțumim! Uh, și dragilor, uh, doar atât vă mai spun și, uh, și putem să luăm întrebări. Aici sunt câteva exemple de întrebări deschise pe care le puteți folosi atunci când vreți să fiți nivelul 3 conversațional. Vă recomand să le discutați și să le folosiți atât în echipele voastre cât și cu managerii voștri când veți fi manager de proiect cu oamenii pe care uh, o să-i aveți alături, cu familia cu prietenii uh, și să, să încercați să, să ascultați activ și să vă folosiți de, de conversație ca de un instrument prin care vă puteți conecta cu, cu celălalt și prin care puteți să creșteți nivelul de, de încredere. Că doar așa ajungem la, la siguranța psihologică care ne face să să avem o echipă și să construim o echipă performantă. Și cam asta a fost. Mulțumesc mult! Sper că, sper că v-a plăcut! Noi mulțumim și sincer, cred că e extrem de important uh, relațiile între echipă și faptul că trebuie să existe încrederea și faptul că oamenii pot să spună nu, fără teamă de repercusiuni și să se țină cumva cum de ce mm -hmm. Și de motivele care stau în spatele lui. Și uh, da. Și aici trebuie discutat, pentru că cred că merită o discuție în mai mare. Predau și la studenții de anul întâi, nu se obișnuiesc să spună părerea. În uh -huh. sistemul românesc de învățământ, au fost cumva de genul cap. capul plecat, sabia nu-l taie. Decât să întreb să mă oh, fac da. de rușine, mai bine nu întreb. O, oh, da. Și atunci, cumva, trebuie lucrat la partea asta mai mult. Uh -huh. Angel, ai, ai o întrebare? Da, vreau doar să menționez faptul că în legătură cu acest subiect al echipelor este foarte greu de diferențiat între ceea ce înseamnă echipă și ceea ce înseamnă grup. Și atunci este și, nu știu, este un subiect mult, puțin mai greu de abordat, a, nu știu, a discuta pe, pe această linie, pentru că de cel mai multe ori avem tendința să ne ducem în partea de grup uman și nu de echipă. Care e diferența din punctul de vedere? este trebuie. foarte, foarte subțire. Nu știu, din perspectivă personală, adică ține strict de scop. Ok. despre deci scopul deci, comun? Adică partea de, uh, construire, uh, de construire, de formare. Etapele sunt identice cu cele ale unui grup uman până la un anumit punct. De asta zic. Sunt, sunt foarte multe, multe asemănări, și granița dintre cele două termeni este foarte subțire, și atunci e foarte greu de, de abordat. Dar pot să te întreb ceva? Uh, suntem o echipă, nu știu, vrem să construim o casă, da? Uh, suntem o echipă dacă cu toții știm că trebuie să construim o casă, ne e clar scopul, uh, dar ne certăm în fiecare zi, uh, fiecare vine când vrea la muncă să-și facă treaba lui, că eu trebuie să pun fundația, tu pui geamurile, Mitica aduce materialele. Nu vorbim între noi, dar ne e clar că noi trebuie să construim casa aia. Aici vorbim de o echipă sau vorbim de un grup care lucrează împreună să construiască o casă? Ce crezi? Dacă vorbim... Nu putem vorbi nici de un grup, <laughs> pentru că... Pentru că da... Indiferent de structura... Vorbim de o structură de oameni, să zic așa. De o formațiune de oameni. Nu putem vorbi de echipă sau de grup pentru că nu există acea uniformizare, nu există acea, acele norme care țin grupul sau echipa coagulată exact. la împreună. Este o, o structură exact. de oameni. Mă refer, uh -huh. mă refer ca și echipă și grup, mă refer partea de grup uman consolidat, nu partea de grup uman, adică mai mulți oameni care se află într-un moment, într-un loc. Uh -huh. Exact, și ai spus foarte bine. E esențial ca echipa să aibă același scop și să fie foarte bine înțeles de fiecare, dar nu e suficient. Se coroborează foarte bine cu, după cum ai spus, cu un sistem de valori comune, cu aceleași, nu știu, procese, urmărim aceleași lucruri. Și atunci putem să, să, ne, numim, să ne numim o echipă. Da, echipă la un anumit nivel poate să ajungă să formeze și un grup, adică să depășească bariera de obiective. De exemplu, eu pot, nu știu, am 50 de oameni în subordine și am nevoie de realizarea unui sarcini. Pot să alcătuiesc din cei 50 de oameni care am în subordine pentru că, nu știu, structura firmei, companiei în care îmi desfășură activitatea, mi-a pus la dispoziție și conduc un departament de 50 de oameni, din cei 50 de oameni eu pot să-mi formez o echipă pentru un anumit scop, pentru un anumit Task. Uh -huh. Ideal este ca acea echipă să evolueze și să formeze un grup ca să depășească, din, adică odată ce tascul a fost îndeplinit, echipa respectivă poate să continue să colaboreze. Poate să nu știu, să treacă dincolo de partea profesională, să treacă în, în partea sau în mediul personal în care să socializeze, să petreacă timp împreună, să aibă activități extra profesionale împreună. Uh -huh. Uh, cumva să știi că și în, în, uh, în literatură și în practică e un pic altfel. Înțeleg ce spui, dar cred că e mai degrabă un, uh, o diferență de naming, uh, că suntem aliniați aici. Uh, și o să încep de la a spune că orice echipă e un grup, dar nu orice grup e o echipă. Un grup de oameni aduși împreună nu sunt automat o echipă. Uh, dar o echipă a fost la început un grup. Da? Dacă, ne uităm la, dacă ne uităm la etapele lui Tehman, el chiar spune, în etapa de formare vorbim de un grup de oameni care încep să lucreze împreună. Dar plecat de la grup a devenit o echipă performantă și după aia să te duci la un nivel, al treilea nivel de o echipă care uh, da, transcende latura profesională, nu doar lucrăm împreună la același lucru și e mișto. Și se. Fundamentează relațiile dintre noi. Acolo se duce așa între într-un soi de comunitate, dacă vrei. Deci aș vedea pe trei nivele. În lumina ceea ce ai spus tu. Grup, echipă, comunitate. N Are sens? Da, 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 da mm -hmm. Dragilor, alte întrebări, curiozități? Da, Iulia, te rog. Eu aș avea o întrebare. Mă gândeam, de exemplu, dacă într-o echipă apare o anumită persoană care, să zicem, are un background puțin mai nefericit, de exemplu, a trecut poate prin alte echipe unde nu a fost ascultat, ideile nu au fost validate. Cred că asta prezintă un challenge în plus pentru a ajunge la o echipă armonioasă. Cum am putea să facem? ca o astfel de persoană să se simtă inclusă într-o nouă echipă și să-i conferim încredere în plus. Uh -huh. uh, super bună întrebare, mulțumesc mult! Uh, ce Pot să-ți dau exemplu din, uh, din practică, din ce făceam eu când uh, aveam persoane noi în echipă și voiam să, să se integreze, pentru că există situația în care echipa e atât de bine pusă la punct încât le e greu să accepte alți oameni care face ca integrarea persoanei nou venite să fie mai dificilă. În primul rând, mă auzeam destul de des cu ea la început, în discuții de unul la unul, tocmai pentru a o cunoaște și pentru a afla mai multe lucruri despre ea, despre cum spuneți, despre situațiile cu care s-a confruntat în trecut, despre a-i povesti mai în detaliu despre echipa noastră, tocmai ca să reușesc și să crezi relația. Un manager de proiecte, în primul rând, dacă vreți ca un liant între uh, toți membrii. E cel care știe uh, aproape toate lucrurile despre toată lumea și conectează, da? Conectează uh, fiecare membru din, uh, din echipă. Și atunci. Uh, um, Dedicam destul de mult timp persoanei respective la început, tocmai pentru a o cunoaște, tocmai pentru a o asculta, tocmai pentru a observa și ea că este ascultată, pentru a-i povesti cam care sunt cele mai importante aspecte din echipa noastră, cum lucrăm și așa mai departe. Și, de asemenea, un alt element pe care îl făceam, îi alocam din echipă un body persoanei nou venite, adică o persoană în care uh, se putea baza, o persoană cu care pe lângă mine putea să discute, pentru că tu ca manager de proiect real nu ești hands-on în munca efectivă pe care omul o face. Uh, dar membrii echipei au task-uri comune. Și atunci uh, mă asiguram că acel buddy e persoana aia tehnică sau persoana cu care poate să discute în fiecare zi, pe task concrete, tocmai pentru a avea încă un punct de contact. Și nu în ultimul rând, organizam diferite sesiuni în care veneam împreună ca echipă, adică aveam board night games, aveam sesiuni de have fun together, aveam discuții o dată pe săptămână, noi o numeam cafeluța cu știri și, și ce -am mai descoperit fiecare. În care vineri dimineața, ne beam cafea împreună și în care împărtășeam, nu știu, uite ce am citit eu săptămâna asta, ce îmi face copilul, unde mă duc, lucruri mai personale, puțin, lucruri din viața profesională, tocmai pentru a ne simți mai confortabil unul cu altul și a ne cunoaște. Și, din nou, încheiam bucla, da, după, să spun, după, după o lună a persoanei respective în echipă, cu cum se simte, cum mi se pare, o încurajam. Să, să, dea feedback. Eu cred foarte mult în feedback on the spot și nu neapărat în feedback o la 3 luni sau o dată la 6 luni. Adică în echipele în care am lucrat mereu am ținut foarte mult la a ne da feedback atunci când lucrul s-a întâmplat, fie el bun, fie el mai puțin bun, e important ca oamenii să aibă deschiderea să-și dea feedback atunci când se întâmplă situația respectivă, pentru că feedback-ul real, dragilor, e un cadou pe care tu îl faci celorlalți. Pentru că dacă nu îi spui ce te deranjează, sau dacă nu îi spui cum să facă mai bine, el nu are cum să viseze sau să uh, citească în stele asta. Și atunci uh, încurajam feedback-ul London în Spot uh, și încurajam persoana nou venită să-mi spună cum se simte dacă o deranjează asta ceva, dacă o pot să o ajut în vreun fel, uh, cum e în comparație cu alte situații pe care le-a avut și așa ușor-ușor se, se integra într-un mod organic în echipă. Ok, super. Mulțumesc mult! Uh, cu drag! Uh, atunci vreau să-ți mulțumesc mult încă o dată. A fost super interactivă. Și o veni și cu, o cu idei noi, cumva. Mă bucur mult! Asta, asta am vrut. Cu mare drag, mi-a făcut plăcere și vă doresc mult succes. Să fie un an academic așa cum vă doriți, să aveți sărbători frumoase, că acum sunt după colți, mâine apare reclama la Coca-Cola, și să, să aveți așa o perioadă cu, cu multă învățare, cu mult sens, cu. Ce aveți nevoie pentru sufletul vostru?